Datorită primarului Ion Michescu și gărzii de mediu, problema deșeurilor depozitate necorespunzător începe să se rezolve, iar firma de colectare și reciclare BCA Bioservice a fost sancționată concret. Primarul localității Malovăți, Ion Michescu, și-a dorit să rezolve problema în cel mai scurt timp după ce a primit numeroase reclamații din partea locuitorilor localității pe care o conduce. Firma BCA Bioservice nu ar fi ridicat deșeurile nici la momentul actual, după aproximativ o săptămână după ce cazul a devenit oficial, dacă primarul și garda de mediu nu s-ar fi implicat. Locuitorii s-au arătat foarte nemulțumiți de praful, zgomotul și mașinile de mare tonaj care treceau prin zonă, depozitând gunoaiele. De asemenea, responsabilii au continuat să acopere deșeurile cu pământ și nisip. Datorită primarului Ion Michescu și a cetățenilor, garda de mediu a fost înștiințată, iar aceasta a acționat prompt. În urma sesizărilor telefonice și scrise a cetățenilor din comuna Malovăt, județul Mehedinți, cu privire la transportul și depozitarea de gunoi menajer pe amplasamentele de pe raza comunei Malovăt, autorizate din punct de vedere al protecției mediului, comisarii gărzii de mediu și comisariatul județean Mehedinți au identificat două amplasamente pe care s-a constatat existența unor cantități însemnate de pământ amestecat cu resturi din plastic și sticle rezultate din deșeuri menajere amestecate care degajau un miros pestilențial. A fost dispusă măsura îndepărtării deșeurilor de pe terenurile afectate și predarea lor către operatori autorizați în vederea eliminării pe depozite autorizate din punct de vedere al protecției mediului, a transmis garda de mediu Mehedinți. Datorită atitudinii primarului Ion Michescu, care și-a dorit ca locuitorii comunei lui să nu fie afectați, garda de mediu le-a aplicat sancțiuni contravenționale responsabililor în valoare de 45.000 de lei. Ca de fiecare dată, primarul a luat atitudine și a luptat pentru locuitorii comunității pe care o conduce.